Cupa Paul Stuparu la handbal mixt a debutat joia trecută în sala sporturilor Ion Constantinescu cu 12 echipe la start. Fazele superioare ale competiției s-au desfășurat astăzi. Câștigătoare a fost echipa Leii, care a trecut în finale de echipa Fairplay. Locul 3 a revenit echipei Pro Evs Craiova. Au fost decernate și premii individuale pentru cei mai tehnici jucători și pentru cel mai bun marcator. Un lucru inedit a fost faptul că titlul pentru cel mai bun portar i-a revenit lui Geo Mișu de la echipa Turbo. Acesta a activat în trecut ca fotbalist la FC Universitatea Craiova, CS Universitatea Craiova, precum și la alte formații. La un moment dat a fost și în vizorul selecționerului Victor Pițurcă. Cum a fost trecerea de la fotbal la handbal? A fost o trecere foarte bună, destul de relaxantă pentru mine. Mi-a plăcut și văd că am reușit să iau și un titlu de cel mai bun portar. Te-ai descurcat? Da, e bine. Dacă îți place sportul, te descurci, cât de greu ar fi. Ai avut și parade spectaculoase? Da, am avut câteva parade neașteptate pentru mine și am observat că am și abilități de portar. Un handbalist legitimat la CS Universitatea Craiova a făcut parte din echipa câștigătoare. Ne simțim foarte bine, este normal, după o săptămână suntem din nou în fața dumneavoastră, mă bucur că de această dată cu cupa, pentru că ea am luptat și până la urmă a fost o competiție desfășurată în spirit fair play, iar cei mai buni au câștigat. Da. În plin campionat ai reușit să-ți faci timp și pentru astfel de competiții. Da, întotdeauna pentru handball îmi fac timp, dacă ar fi și noaptea aș veni să joc, pentru că e o plăcere deosebită să joc handball. Și pentru memorialul Paul Stuparu întotdeauna trebuie să ne facem timp. Mă numesc Alexandru Andreea Nicoleda și sunt foarte onorată cât și emoționată că am avut acest meci important, fiind primul meci din viața mea la handbal, deși am mai jucat la liceu cu fetele, doar nu așa de important.